Societatea Global Energy Production, cea care distribuie agentul termic în municipiul Giurgiu, a propus un cost al gigacaloriei de 399 de lei. Prețul valabil pentru perioada noiembrie 2013-martie 2014 a fost supus aprobării în ședință extraordinară a Consiliului Local. Pentru că prețul este prea mare și nu poate fi suportat de către populație, municipalitatea va subvenționa costul gigacaloriei cu 25%, adică în Giurgiu gigacaloria va costa 299 de lei. Pe lângă această subvenție, primăria va acorda și un ajutor de încălzire separat de cel acordat de guvern. Deși nu s-a specificat cuantumul ajutorului, s-a spus totuși că acesta se va acorda familiilor nevoiașe din Giurgiu cu venituri mici pe membru de familie. Se dorește în acest fel ca cei cu restanțe mari la plata agentului termic să nu-i mai pună în dificultate pe cei cu plata la zi, care sunt nevoiți să stea în frig pentru că anumiți locatari sunt restanțieri. Care va fi valoarea acestui ajutor acordat de către primărie, dar și cine va beneficia de el, se va stabili în ședința ordinară a Consiliului Local de la sfârșitul acestei luni. Tot atunci se va aproba și subvenția pentru prețul gigacaloriei. Iarna trecută, costul unei gigacalorii în municipiul Giurgiu a fost de 272 de lei, după subvenția primăriei de 20%.